Sunt un microb. Important este să fiu eu însumi. Nici măcar n-am prins încă drag de numele meu. Că deja am devenit doi microbi. Visco și Viț. V-I-S-C-O. Unește-te cu un alt organism și înmulțește. Găsește pe cineva de care îți place și schimbă puțin ADN. Dar... Nu e nimic indecent în asta, Visco. Urmează-ți inima. Este timpul să-mi temez o familie, să am copii, specimene deschețate precum tatăl lor, dornice să fructifice învățămintele bătrânului Viscoviț. Astfel, fiind vară, hormonii mă îndeamnă să trec la teabă. Celibatarele de prin partea locului. Aleasa mea trebuie să aibă un penaș atrăgător, un col sănătos și robust, dar și feminin. O capacitate bine dezvoltată de a depune o și un simț bine definit al responsabilității și o moralitate de neclintit. Oh, Visco! Viscoviț! Lara! Iana! Iuba! Iuba! Oh, Visco! Chiul Vis! Compartimentat pentru grâul de cortican și pentru cele coji. Etaj. Etajul. Un alcov luxos, cu vedere către lac, impermeabil, căptușit cu fire de lână, ierburi, puf și pen. Visco, tot este al tău? Al nostru iepuraș. Sunt atât de emoționată. Este la prima ovulație, așa că v-ați prins voi. Tezoiule! Scuză-mă, Visco! Sore, cine te-a adus, mă, în starea asta? Cucu! M-a aranjat și de data asta. Ce-i ăla? Sunt niște creaturi de 5 ori mai mari decât noi și au nărav. Ce nărav? Parazitismul reproductiv. Nenorociția aia n-am nicio morală, Visco. Se crede capul lor pe crinci fără a face curte sau parade nupțiale. Apoi își lasă ouăle în cuiburile altora. Ia unul de-al tău și pun în loc unul de-al lor. Sfântă potărnică! Ouăle lor seamănă mai mult sau mai puțin cu al nostru. E imposibil să le recunoști. Și uneori bastardul i-aruncă pe copiii tăi jos din cuib, făcând un adevărat masacru. I s-a întâmplat lui Lopez. Și dacă ești atât de prost încât să nu-ți dai seama, sfârșești prin arhălinul întregi. I s-a întâmplat lui Zuko, deci se plimbă cu un cuc de 4 ori mai mare decât el, spunând. Ce spune? Ia uitați ce mare e băiatul meu! Nimeni nu a avut curaj să spună adevărul. Dar eu am prins cucul chiar în momentul în care schimba ouăle în cuib și i-am spus că te va vedea de față. Iuba! Visco! Iuba! 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 Toți știu că există cucii, sunt o realitate a vieții. Dar noi nu trebuie să ne facem griji, Visco. Acest cuib este bucăr! Și apoi, tu nu ești un prost ca vecinii tăi. Da, sigur. Nu sunt prost. Dar ar fi mai bine să fim prudenți. Nu, Visco. Dumnezeu mi-a dorit 3! Albe! Cu o bale și cu o formă... Visco! Regulată. Mă duc să le măsor! Visco! Măcar să fac aici cu ciocul în vie mic de asta. Nu, Visco! Măcar să le mopțez cu roșu! Am spus nu! Dacă ar ajunge la călbenuș!
Te impresionează oarecum? Trei trupușoare slabe, cu ciocurile enorm deschis și plângă. Nu-i așa că sunt niște atârări! Ba da, ba da, presupun că da. Uite, la seara pufuroșca pe șeai! Te-ai pe spate niște cabenuși, mi s-o doar atât! Da, 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 bine, hai să zice, bine. Și de ce ți-i pământ tare ca ăștia doi? Pentru că te-au luat o taș de peri, Visco! Oricum, să știi că o să-l izolăm. Glumești? Îți dai seama ce traumă ar fi pentru el, sărăcuțul? Și apoi, gândește-te și tu. Dacă ar fi ceea ce crezi tu, ar fi cel mai mare dintre toți. În schimb, celălalt băiețel este cel mai mare. Cine mă, ăsta? Glumește-mi chiar un netuș o speranță. Visco, micuții au nevoie de... proteine! Șerpișor? Dar de unde se iau la ora asta mult șerpișor? Tati! Șerpișorul! Hai la cufran dacă vrei un șarpe! Da, vreau! Mulțumesc, tăticule! Ați auzit? Deja știe să spună tăticule! Este cu siguranță de-a noastră! Mulțumesc, tăticule! Ați auzit? Și ăsta mi se pare un specimen... în regulă, să zice. Mersi, Visco! Nu erau șerpănuși! Este! Este! Mărturisește! Mărturisește, nenorocitele! Păi să mă păcălești, nu? Care că scade pe nepsit! Pocitane! Sunt proaspăt! Să nu crezi să te mai atingi de copii, altfel dau! Și tu mi-e la mată, dacă se mai aude cuci, îi iau pe micuț și plec. Păcate imediat! Cucu! Cucu! Cucu, Viscoviți! Cucu, Viscoviți! Cucu, Viscoviți! Cucu, Viscoviți! Cucu, Viscoviți! Cucu, Viscoviți!